refuză să o rezolve și pe care mulți politicieni de la noi refuză să o observe. Și foarte mulți de la noi, inclusiv unii din necunoaștere, iar unii din intenție, cum sunt Dodon și alții, fac confuzie între trupele de pacificare rusești și trupele GOTR, care sunt ilegal amplasate în estul Republicii Moldova. Noi avem acest sprijin, dar NATO nu va începe un război cu Rusia doar pentru ca ei să-și retragă armata din Republica Moldova. Dar NATO va insista, și nu numai NATO, țările membre a Uniunii Europene vor insista pe această idee.